20 de școli și 15 grădinițe din țară sunt în carantină din cauza numărului mare de îmbolnăviri cu COVID-19. Potrivit datelor Ministerului Educației, aproape 500 de elevi și 15 copii de vârstă preșcolară sunt infectați în prezent. Cea mai gravă situație este în capitală, unde numărul de îmbolnăviri crește de la o zi la alta. În total, 550 de profesori, 489 elevi și 126 cadre au auxiliare din școlile din țară s-au îmbolnăvit de COVID-19. În același timp, aproape 14.000 de elevi învață de la distanță. De asemenea, sunt în carantină 583 de profesori și 211 cadre auxiliare. Săptămâna trecută, în colegiile și școlile profesionale din țară s-au înregistrat 47 de infecții cu noul coronavirus. Potrivit datelor Ministerului Educației, s-au îmbolnăvit 32 de elevi, 8 profesori și 7 angajați ai personalului auxiliar. Din această cauză, 18 grupe de elevi au fost plasate în autoizolare. Iar în universități s-au îmbolnăvit de COVID-19 48 de studenți, 28 de cadre didactice și 20 de membri ai personalului auxiliar. Din cauza numărului mare de infectări cu noul coronavirus, Ministerul Educației anunță că 15 grădinițe au fost plasate în carantină după ce 13 copii s-au îmbolnăvit de COVID-19. Numărul de cazuri înregistrate este mai mare printre angajații grădinițelor, mai exact 125 de educatori și 86 de angajați din personalul auxiliar se tratează în prezent de COVID-19. Situația este dramatică și în capitală. Potrivit autorităților municipale, doar într-o săptămână 101 elevi s-au îmbolnăvit de COVID-19. Printre angajații instituțiilor de învățământ școlar, numărul de cazuri noi înregistrate a ajuns la 72. Din această cauză, un liceu privat a fost plasate în totalitate în carantină, iar elevii fac lecții online. Autoritățile mai discută despre trecerea la învățământul online a unei alte școli din Chișinău, de asemenea au mai fost plasate în carantină două grădinițe din capitale, asta după ce șase copii și 61 de angajați s-au îmbolnăvit de COVID-19.